Bună seara, dragi telespectatori, bine v-am regăsit. Le spunem bună seara invitaților noștri în studioul. Salutăm mai întâi pe domnul Eduard Berca, consilier local din partea PNL. Bună seara, bine v-am găsit, sănătoși. De asemenea, îl salutăm și pe domnul Eduard Lădaru, consilier local din partea ALDE. Deocamdată, ați spus dumneavoastră? Da, deocamdată. Scriptic sunt membru ALDE, practic nu mai sunt membru ALDE. Urmează să-mi găsesc o altă formațiune politică în care să activez. Mulțumesc pentru invitație. Motivul în special al dumneavoastră în studioul nostru este pentru că, iată, de ceva timp încoace, în municipiul Târgu Jiu, dragi telespectatori, așa cum ați văzut și dumneavoastră din media locală, este un iz de scandal maxim, în special legat de sport, pentru că știm foarte bine, noi românii ne place să ne dăm părerea despre sport, despre politică, două dintre subiectele noastre preferate. Și despre orice, în mod particular, în mod general. Haideți să ne spuneți care ar fi punctul nostru de vedere, domnule Lădaru, vis-a-vis de tot acest scandal. Punctul meu de vedere este că Clubul Sportiv Municipal a fost implicat, a fost politizat, să-i spun așa, deși noi, majoritatea consilierilor locali, am inițiat proiectul de hotărâre și am înființat Clubul Sportiv Municipal prin hotărâre de Consiliul Local ca instituție de drept public, așa cum sunt și alte cluburi sportive municipale din țară. Am înființat acest Club Sportiv Municipal pentru ca un număr foarte mare de copii, sau toți copiii din municipiul Târgu Jiu, dacă își doresc, să poată să practice sport în municipiul Târgu Jiu gratuit. Să nu mai fie nevoie părinții să cheltuiască bani în stânga și în dreapta, pentru ca copiilor să practice o ramură, o activitate sportivă, oricare ar fi ea. Ei bine, de la bun început, de când s-a organizat acest concursul pentru ocuparea funcției de director al Clubului Sportiv Municipal, domnul primar nu a respectat procedura stabilită prin regulamentul de organizare și funcționare, stabilită prin hotărârea de Consiliu Local, și a dispus organizarea unui concurs pe care Consiliul Local nu a dorit să-l valideze în forma în care era, și i-am transmis domnului primar că majoritatea Consiliului Local nu dorește să valideze acest concurs pe care domnia sa l-a organizat, dumnealui să facă numirea directorului așa cum a organizat și până acum concursul. S-au organizat niște persoane care au avut un interes direct, au organizat un protest, un așa zis protest al copiilor, în care s-au folosit de copii, i-au adus în piața prefecturii diversi antrenori care acum se regăsesc angajați la Clubul Sportiv Municipal, repet, s-au folosit de copii, aducându-i în piața prefecturii și susținând prin acest protest numirea, practic noi să votăm pentru validarea, noi Consiliul Local să votăm pentru validarea domnului Băleț în funcția de director. I-am spus de atunci că este nelegal, după 4 ședințe, după acest protest organizat de niște persoane al căror caracter este unul îndoielnic, oricât ar încerca ei să ne spună că de fapt ei pentru copii au făcut ce au făcut. Nu, mint. Pentru că au făcut dintr-un interes personal, repet, ulterior fiind angajați la Clubul Sportiv Municipal. Numai concurs de angajare pentru ei nu a fost acel concurs. Consiliul Local a votat, a validat. Unul dintre candidații de la concurs a acționat în instanță, a solicitat anularea concursului pentru postul de director, instanță de judecată în primă fază, să-i spun așa, instanța de fond, urmează și instanța de recurs să se pronunțe, probabil se va declara recurs, a dispus anularea concursului. Vom vedea motivarea instanței de judecată, dar intuiesc că sunt argumentele la care noi am făcut referire în 4 ședințe de Consiliul Local la rând, în care nu am dorit să ne asumăm răspunderea pentru concursul respectiv, nefiind organizat legal. Iată că, pe lângă faptul că acest concurs, vom vedea și motivarea instanței de judecată, dar ne va duce la concluzia, cu siguranță, că este fraudat, pentru că
Noi am stabilit ca concursul să fie organizat pe bază de proiecte de management, iar domnul Băleț nici măcar nu a depus vreun proiect de management la comisia de examinare, la comisia de concurs, deci nu a existat acest proiect de management. Au demarat procedura, l-au numit pe domnul Băleț în funcția de director, ulterior angajându-i pe cei care au organizat protestul. După ce i-au angajat pe cei care au organizat protestul, au reușit cu un buget de 11 miliarde lei vechi, 11 miliarde 400 de milioane lei vechi, au reușit să atragă la Clubul Sportiv Municipal aproximativ 100 de copii și juniori la secția handbal și vreo 50 de copii la secția basket. Nici nu cred că sunt 50 de copii și juniori la secția basket. În schimb, domniile lor au dorit să facă echipe de seniori la care au făcut diferite transferuri, motivând că ai noștri, copiii și tinerii din municipiul Târgu Jiu și din județul Gorj, nu sunt pregătiți, nu fac față unor astfel de competiții. Ori asistăm în acest moment la o confiscare a unui grup care îl susține politic pe Marcel Romanescu, asistăm la o confiscare a acestui grup, a Clubului Sportiv Municipal, în care nu au respectat dorința Consiliului Local ca acest Club Sportiv Municipal să funcționeze pentru copiii din municipiul Târgu Jiu și din restul județului Gorj și și-au făcut de cap, transferând diferiți jucători, americani, francezi și așa mai departe, la echipele de handbal, respectiv echipele de basket. Bun. Să presupunem că adresabilitatea acestor două secții de handbal și de basket care s-au înființat este maximă. Adică nu mai vor să vină copii și tineri la secțiile de handbal, respectiv de basket. Dar nu există numai aceste două ramuri de sport pe această planetă, da? Și mai ales la noi în țară. Mai avem și tenis de masă, avem atleții domnului Bură care sunt atleți medaliați, național și internațional, da? De începând cu copiii juniori. Avem pugiliștii care la fel sunt medaliați național și internațional. Avem de asemenea luptătorii care sunt medaliați național și internațional. Ori noi nu am înființat și nu a dorit domnul Băleț să înființăm alte secții pentru a direcționa acești bani către aceste două secții. Repet, dar au fost bani suficienți pentru a se face toate aceste lucruri? Sigur că da, sunt 12 miliarde lei vechi, da. S-au folosit foarte puțin din acești bani pentru copii și juniori și s-au cheltuit toți banii pe transferuri la seniori. Ori scopul acestui club sportiv municipal nu este pentru a aduce seniori din alte părți, din alte țări și a-i plăti și a-i remunera, ci este de a atrage copiii. Din punctul dumneavoastră de vedere al acestor domni care și dumnealor la rândul lor ați văzut că vă acuză interesul, pe dumneavoastră. Interesul, da? Este unul egoist de a se pune în valoare ei. Adică de a arăta că ei performează și a arăta că sunt buni antrenori, că sunt buni organizatori de competiții și că ei într-adevăr performează. Numai că banii locuitorilor din municipiul Târgu Jiu nu trebuie să se îndrepte către către altceva decât către toți copiii din municipiul Târgu Jiu, adică să practice mii de copii sport în municipiul Târgu Jiu. Eu în calitate de consilier local nu sunt reprezentantul unui segment foarte îngust, eu sunt reprezentantul tuturor locuitorilor din municipiul Târgu Jiu și mă simt obligat să reprezint toți copiii din municipiul Târgu Jiu, inclusiv cei care vor să practice alte sporturi, cum ar fi voleiul, care am văzut în ce sală, în ce condiții improprii au jucat ultimul meci, da? Inclusiv luptele, inclusiv boxul, inclusiv atletismul, inclusiv judo, pentru că nu se mai practică judo în municipiul Târgu Jiu, inclusiv karate și toate sporturile care se pot susține în municipiul Târgu Jiu. Nu putem să susținem doar două ramuri de sport de dragul antrenorilor care doresc să se pună pe ei în valoare dintr-un motiv pur și simplu egoist ca să arate care este valoarea lor. Acest lucru mă revoltă pe mine. Clubul, repet, scopul Clubului Sportiv Municipal este pentru ca toți copiii din municipiul Târgu Jiu și restul copiilor din județul Gorj să aibă unde să activeze din punct de vedere sportiv dacă își doresc acest lucru. Și nu pentru a se afirma diferiți antrenori pe banii, repet, pe bani grei
alocați de către, din bugetul municipiului Târgu Jiu. Pe de altă parte, cei pe care dumneavoastră le contestați spun foarte clar în declarațiile pe care le-au dat de câteva zile, chiar și astăzi, că dumnealor nu s-au folosit de acești copii, da? Și, din contră, sunt promovați absolut toți copiii. Au făcut protest, cum nu s-au folosit? I-au scos să protesteze. Cum adică nu s-au folosit? S-au folosit. Păi, copiii sunt folosiți în continuare ca paravan. Copiii nu au putut să ajungă acolo în stradă. Copiii sunt... Fără antrenorilor. Dar fără acordul părinților, păi, sigur, nu? Păi, au păi, sigur că au păcălit și părinții. Nu e vorba de altceva. Au manipulat, au făcut o acțiune de manipulare. Spunând că Consiliul Local nu vrea să-l valideze pe marele domn Bălăeț, care n-a făcut nimic în viața lui, dar altfel l-am pus director pe 60 de milioane lei vechi pe lună, că atât încasează domnul Bălăeț. Da? Deci asta vreau să spun. Nu putem să ne batem joc și deci să... Deci dumneavoastră spuneți că dânsul nu a făcut nimic. Cei care vă contestă pe dumneavoastră spun cu totul altceva. Spun că a făcut multe. Că a făcut, păi sigur poate că ne dau și exemplu ce a făcut. Că hai n-am să auzit. Ascultăm pe domnul Bergă. Păi după atâta elocință a domnului Lădaru, orice discurs al meu s-ar putea să pălească și... Ce să vă zic? Eu sunteți știu politician pe, cu ștate eu vechi, știu pe domnul Lădaru ca membru în Consiliu sau ce organism este de supraveghere al clubului, Comitetul nu? Director, Comitetul da. Director. Deci domnul Lădaru e acolo. Domnul Lădaru împreună cu colegii săi din Consiliu, Comitetul Director, parte din Consiliul Local, consilieri locali, ar fi putut să rezolve lucrurile astea foarte simplu, se adunau, decideau. Deci Bălăeț l-a prezentat probabil toate acțiunile astea, au fost parte la decizie acolo, Comitetul ăsta director. Nu, nu am fost. Păi înseamnă că sunteți de decor. Păi domnul Bălăeț, la fel ca Doamne, așa dacă, cum a fost numit dacă în funcție, ai acceptat să te duci în comitetul director, trebuie să te duci cu scopul ăsta de a verifica, păi nu am ce face dacă nu. Domnul Bălăeț, îl verific, că asta și trag semnale publice. Ascultați-mă până la cap. Păi doamne, asta ține domnul Bălăeț, deci, așa cum a fost numit domnul în mod fraudulos, stai, lasă-mă să termin, te rog eu. Așa cum a fost numit în mod fraudulos, la fel conduce și clubul sportiv municipal. Sunt... Nu cere aprobarea pentru nicio cheltuială pe care o face. Asta vreau să vă spun. Deci domnul Bălăeț, acțiunile care jucători străini au fost plătiți cu bani din sponsorizare. Fals. Corect. Fals. Nu există așa ceva. Fals. Domnul Berca spune la corect. Nu există sponsorizare la grup. A fost vreo rectificare bugetară pe sponsorizări? Deci nu există, eu te întreb, nu există sponsorizări la club? Nu. Ai văzut statele de plată ale acestor jucători? Nu, nu am văzut statele de plată, păi dar atunci, sponsorizarea la o instituție de drept public nu se poate face decât deci, crede-mă, banul nu se poate face și pe contract direct. Ați pe contract direct. Contract direct cu cine? Da, sponsorul cu Pro Sportiv. Păi atunci numai este clubul sportiv municipal, nu are păi cum da, să... Păi da, deci sunt mai multe tipuri de sponsorizări, eu spun că l-am domnul practicat. Becă. Deci crede-mă. La școli. Când deci, vine cineva cu o sponsorizare, o introducem în Consiliul Local că și facem rectificare, da sau nu? Ați început să intrați așa în bălării și nu mai ieșiți. Păi deci, nu este vorba de nicio bălărie. Acea poveste cu meeting-ul ăla spontan, organizat, eu n-am văzut niciun profesor din... sau antrenor, actual antrenor acolo. Am văzut și părinți. Pe Facebook și au spus că au fost. Nu a fost domnul Ilieș care a spus că a fost acolo. O fi trecut, de nu l-am nu, văzut. Nu, a spus că eram venit cu copiii acolo. Bun. Și al doilea a fost domnul Alionescu care a spus bun că a adus copiii. Eu acolo nu i-am văzut, au fost păi declarațiile copii lor pe Facebook ale din Târgu Jiu cu părinți. Sunt declarațiile lor pe Facebook. Dom'le, eu nu i-am văzut că stau lângă ei, eu am serviciu lângă. Păi așa au spus. Lasă-mă, dom'le, spun și eu, ce vrei. Deci dacă eu n-am văzut, mă înțelegi, eu n-am, eu păi n-am eu văzut, nu știu, o fi fost, au ascuns, când am ieșit eu. Păi nu, dar au recunoscut că au fost, au și s-au ascuns când am ieșit eu. Da, admiți lucrul ăsta. Păi nu, dar eu o să accept și chestia asta ca variantă de lucru. Dar eu spun ce au spus ei. Poți să fii indus în eroare foarte ușor. Așa au spus ei. Pentru că ești extrem de credul. Păi da, așa au spus ei. Păi exact, așa a spus ei, tu ai mai înghițit-o, gata, ce mai și gata, ai dat-o pe post. Adică dumneavoastră vreți să spuneți că ceea ce nu, ei scriu nu hai să revenim. Acolo au fost copii cu părinții care au și-au exprimat o nemulțumire legată de tergiversarea acelei proceduri. Da? Eu nu cred că un grup de copii cu părinții, dacă ar fi fost așa cum spuneau colegii din Consiliul Local, că lucrurile s-au întâmplat nelegal, că s-au întâmplat aiurea la Consiliu, da? După la CSM, cu organizarea concursului, după acest protest au votat. Da, deci... Nu, au votat consilierii locali. Consilierii locali, pe iudeii da vorbesc. Păi s-a făcut deci, presiune, da. Deci presiune, dar au venit copiii, dar le-au arătat obrazul oamenilor astora, care dintr-o dată au uitat că au constatat cu ceva timp în spate, în urmă,
că toate lucrurile alea sunt ilegale. Și au ridicat mâna. S-a constatat, Consiliul Local a constatat manipularea crasă. Manipularea. La care au fost supuși părinții și copiii și au votat. Peste tine, ai votat în cunoștință de cauză atunci. Eu n-am lăsit de la ședință. Bun, dar restul au votat în cunoștință de cauză. Ca să fim, oamenii ăia au votat știind despre ce da, e vorba acolo. Iată că instanța le-a dat dreptate. Cui? Lor. Păi au votat. Care oamenii știau că votează în legalitate. Da, dar știau că votează. A, și s-au sacrificat. Da. S-au sacrificat. Pentru că s-a creat o manipulare. Deci e prima dată pentru când că s-au creat o manipulare la care se vorbește de un sacrificiu în Consiliul Local Târgu Jiu. Așa s-a întâmplat. S-a votat o nelegalitate. Bun. A votat consilierii locale împotriva propriei lor conștiințe. Pentru că s-a făcut acest de un an și jumătate, dacă ne referim doar la cele două secții consacrate în Târgu Jiu, basket și handbal, noi am avut, avem istorie în aceste două sporturi, chiar a făcut performanță. Chiar a făcut performanță, mă refer în special la nivelul juniorilor, iar juniorii ăștia chiar nu poți să-i acuzi că îți veniți de pe temiri unde. Din, la basket nu, la handbal. Au făcut, bun, să-i spunem că a jucat, dar nu sunt suficienți. De la spectatori ne spun așa, păi, că la da. CSM Oradea, scuzați-mă o secundă, există echipă de basket, da, unde sunt străini și sunt performanțe. Corect, da. Eu v-aș întreba dincolo de toate aceste acuzații. Pe amândoi. De ce nu reușim să ne înțelegem? Întrebați-l pe el. Pentru că de ce a fost nevoie ca să iasă copiii în stradă să se dumirească că să validăm o nelegalitate. Putem să ne așezăm, domne. Eu am încercat încă de la crearea acestui asta va decide instanța. A decis-o deja, de recurs. Instanță. Da, vedem în recurs. Da. Așa, vom vedea, da? Pe de altă parte, cred că sunteți de acord așa cu mine, domnul Berca. Nici nu este în regulă ca banii publici să fie cheltuiți în alte scopuri. Da, doamna decât Zorzan. Cele care trebuie. Acest om, uitați-vă la el. Uită-te un pic la doamna Zorzan. Spuneți. Face parte din comitetul director al CSM. Deci da. Omul care supervizează situațiile financiare și supervizează. Păi am tras semnalul de alarmă. Păi domne, dacă ai constatat nelegalități, faci sesizare la organele abilitate. Urmează adică să sesizăm Curtea sesizezi în primul rând urmează să Consiliul Local așa. Te da. Duci la poliție, te duci la parchet. Dumne, stați un pic. Te duci unde? Da, la unul. Stați un pic, calmați-vă. Nu, dar spun, da, stați deci decât să dai din gură și să arunci să facem valuri. Haide să nu bagatelizăm. Și să te cerți pe Facebook. Dar eu nu mă cer urât, pe Facebook. Eu discut public, eu nu mă cer pe Facebook. Poate cerți. Nici nu cert pe Facebook. Eu ba nu, public, că arunci și faci invective, chestii, că ăla, nu știu cum, vis-a-vis de antrenori, manipulează. Eu am spus că cei care au participat în piața prefecturii și cei care au manipulat copiii da. Au un caracter josnic. La locul lui. Da? Josnic. Și domnii s-au simțit și au și reacționat pe Facebook. Că și noi am fost și noi am fost. Dar, repet, cei care au ca paravan, pun ca paravan copiii, întotdeauna vor avea un caracter ne la locul său. Nu poți să ai paravan 100 de copii la secția de, și junior la secția de handbal pentru ca tu să-ți faci ce consideri tu. E având performanță. Pentru că se bat fetele la hamal la Da, banii nu se cheltuiesc pentru ele în special. Se cheltuiesc pentru echipa de seniori. Păi îți spuse fratele meu, ești în comitetul director, fă sesizare. Asta vreau să spun. Ia-l-ai și pe domnul sunt niște colegi, la fel cum domnul Bălăieț, la fel cum domnul Bălăieț a fost numit abilități, sunt contabil, pot să verifice. Da, bun, să zicem că fiind jurist n-ai nu știi să le aduni pe acolo, dar e celălalt. Sunt ceilalți. Da, care au studii de specialitate, deci care pot să-ți facă o adunare și o scădere să ați făcut-o deja, da. Și ați prins că e nelegal. Ne-am prins că nu există sponsorizări în primul rând. Domnule, ți-am în spus, buget. Sponsorizarea nu trebuie făcută neapărat cu clubul, că știi ce se întâmplă? Nu știu ce când se întâmplă. Când bagi, îți spun eu. Dar eu la școli când facem, sunt sponsorizări. Eu am făcut o sponsorizare la teatru. Da. Eu, firma la care lucrez. Bun. Da? Da. Și am vrut să dau banii la teatru și mi-au spus oamenii aia așa, bă, nu ne dai banii nouă, că dacă ne dai banii nouă, o luăm săpun de ei. Că intră în zi, în suma forfet în dragi, să ia, de-aia. Dai banii la om. Credite bugetare. Așa, păi și așa am făcut. Ok. Tot și dădorul. Păi da, la am făcut contract de sponsorizare cu persoana. Mă înțelegi, mă, ta? Mă înțeleg. Păi înțelegi, ți-arăt. Numai că ideea ți-arăt dacă vrei. Păi nu mai mi-arăta, că ți-arăt eu. Numai că vă spun că eu le-am. Matale, deci s-au încins spintele atât de mult încât pare o situație de neieșit. De ce? Ansel și Greta. De ce? Așa. De ce? Pentru că întrebați-l pe el. Pentru că păi domnul, nu vă întreb și pe dumneavoastră.
Eu n-am răspuns, e logic, e logic ce dumneavoastră să spun. Și dumneavoastră sunteți consilier, scuzați-mă, doamne, e logic. Dumneavoastră sunteți consilier local, nu? S-a votat de către toată lumea, da? Da. Pentru ca acest club să existe, să reprezinte municipiul Târgu Jiu. Absolut. Să acea... Proiectul lor. Au fost două proiecte. Așa. Păi da. Dar haideți să vorbim de proiectul nostru, al orașului. Da, vreau să zic proiectul fizic. Aceste... Mă refer la actul în sine. Da? Deci proiectul ăla scris pe hârtie. Nu, că și fiecare și-a dorit lucrul ăsta, dar am votat. Ați văzut, atunci când e vorba de sport, indiferent că este fotbal, că e handbal, toți suntem mândri și toți ne mândrim. Păi, nu sunt. Ideea este... Păi, vedeți că se ceartă cu antrenorii. Se ceartă cu antrenorii, faci acuză, le spun tot felul de lucruri. Dumneavoastră vreți să vină un alt... O altă persoană. Eu vreau să spun în felul următor. Vreau să spargă, clubul să dărâme tot ce s-a construit. Asta vor să facă. Clubul sportiv municipal. Asta, pentru că s-a făcut clubul sportiv municipal. Primarul Marcel Romanescu clubul... nu s-a făcut sub nu știu cine. Păi nu s-a făcut. Asta este problema clubul lor. Clubul sportiv municipal. Da, de ce Marcel Romanescu a fost în stare să facă un club? Păi n-a fost. Să dea, a fost. A făcut da, să facă ceva performanță acolo, să aducă din nou copiii spre sport. Păi nu i-a adus, că asta e problema. Stimată doamnă, nu a adus copiii spre sport, că asta este marea problemă. Da, s-a dus. Aceiași copii care făceau sport înainte, fac sport și acum. Ori, în așa condițiile în care noi nu atragem alți copii și alți tineri să facă sport pentru la acest club sportiv municipal, obiectivul nu este atins. În condițiile în care eu cu 11 miliarde am 160 de copii, obiectivul nu este atins. Deci în condițiile în care avem, dacă aveam 5-600 de copii anul ăsta, iar la anul vorbeam de, iar anul trecut, iar la anul acesta discutam de 1000 de copii și tineri, da, ori nu putem să spunem că și-a atins obiectivul în condiții în care cheltuiești 11 miliarde, folosești 160 de copii ca drept paravan, ca tu să cheltuiești banii pe transferuri și pe alte lucruri. La echipele de seniori, repet, nu la echipele de... Nu, tu nu cheltuiești banii cu copiii și tinerii din municipiul Târgu Jiu și din restul județului Gorj. Tu îi cheltuiești pe ce consideri tu ca să arăți că ești tu o mare valoare. Ori clubul sportiv municipal nu a fost constituit pentru asta, ci a fost constituit pentru copiii și tinerii din municipiul Târgu Jiu în special și pentru copiii și tinerii din județul Gorj în general. Asta încerc să spun. Noi nu putem cere să le spunem plătitorilor de taxe și impozite locale, plătiți taxe și impozite locale, noi anul ăsta vom da nu știu cât, să spunem că vom da, nu vom mai da 11 miliarde, vom aloca 30 de miliarde, dar voi veți rămâne tot pe din afară și copiii voștri nu o să aibă unde să se antreneze. Dacă copiii voștri sunt la atletism, trebuie să primesc foarte puțin bani, da? Dacă copiii voștri sunt la box, primesc foarte puțin bani, dacă sunt la volei, nu primesc nimic sau foarte puțin bani. În schimb, cei de la clubul sportiv municipal cu cele două secții primesc foarte mulți bani. Noi ne adresăm tuturor copiilor, suntem, repet, suntem aleșii locali ai municipiului Târgu Jiu. Nu suntem aleșii locali ai unor antrenori, ci suntem reprezentăm toți copiii și toți tinerii din municipiul Târgu Jiu. Asta vreau să spun, iar obiectivul clubului este să atragă toți, să atragă cât mai mulți copii să vină să practice sport. Ori acest obiectiv nu a fost atins, iar dacă se va continua la fel, nu va fi atins. Asta este mare problemă. Nu, eu vreau să spun un singur lucru. O dacă secundă. Acest discurs, dați-mi voie să concluzionez, că eu cred că lucrurile se vor clarifica. Dacă acest discurs, aceste reproșuri pe bandă rulantă, acest discurs enfatic, ar fi venit de la altcineva decât un membru al comitetului director al CSM, da, un om implicat acolo prin decizia Consiliului Local, păi poate că aș fi stat să ascult, dar așa este vorba despre o situație absolut stupidă și ridicolă în care un membru al comitetului de director se pune pe sine însuși că cei cu care lucrează și pe care îi are în supervizare își fac de cap și el nu e în stare, să le să-ți impui punctul de vedere, să zicem. Da, filozofia. Da, să-ți impui cu colegii cei, patru colegi din Consiliul Local care sunt de la PSD și PSRO, am adoptat mai multe hotărâri care nu au fost respectate. Astea, dacă ar fi de la oricine altcineva, am adoptat mai multe hotărâri care nu au fost respectate. Da, poate să carbe, dar când discută, când vorbește un membru al comitetului director de la CSM, păi dacă am adoptat mai multe hotărâri care nu au fost respectate. Se pune singur, te pui singur într-o situație ridicolă. Nu, Berca, noi trebuie să păi dă-ți demisia, domnule, atunci măcar ești credibil. Păi nu, noi trebuie să urmăm calea legală. Domnule, n-auzi că ești credibil dacă îți dai demisia, așa nu ești.
Noi trebuie să urmăm calea legală. Băleț, scuzați-mă, vă rog din suflet. Domnul Băleț zice așa, spune astăzi în conferința de presă, că nu a avut sprijinul dumneavoastră al comitetului director și că a avut parte doar de piedici. Sunt din declarațiile dumnealui, sunt publice. Dânsul spune așa, citez, lumea vede clar ce sprijin am avut atâta timp cât un membru al comitetului director face asemenea afirmații asupra angajaților clubului. În ciuda acuzațiilor pe care le lansează, domnul Băleț spune că va încerca să poarte un dialog totuși cu membrii comitetului director al CSM Târgujiu, urmând să convoace o ședință. Legat de activitatea CSM, tot dumnealui precizează că s-au cheltuit 11 miliarde de lei vechi în anul 2019, existând și un excedent la final de an de 500 de milioane de lei vechi, iar dânsul precizează că jucătorii străini de care vorbiți dumneavoastră sunt plătiți cu bani din sponsorizări. Dânsul a spus așa că dorește să le răspundă celor care l-au criticat în ultima perioadă pentru că nu face nimic pentru a sprijini și voleiul din oraș, iar fetele care practică acest sport se antrenează la ora actuală într-o sală improprie. Directorul CSM dorește să înființeze de la vară o secție de volei în cadrul clubului. Deci și dânsul are proiecte. Ce proiecte? Păi trebuia înființată secția volei de la bun început. Despre ce vorbim? Trebuie să înființată secția de volei de la bun început, că știam că n-au condiții și de lupte, și de box, și de toate. Nu trebuia cheltuiți bani la echipele de seniori, ci trebuie cheltuiți bani. Domnul Berca, știți care este bugetul clubului Pandurii pentru atletism, box? Clubul de atletism. Clubul Pandurii, da? Este de aproximativ 4 miliarde de lei vechi anual. Pentru oamenii aia care scor rezultate foarte bune, excepționale, și sunt plătiți mizer comparativ cu transferurile pe care le-a făcut domnul Băleț. Transferurile de ce? De sportivi? De sportivi, da. Care nu sunt, și aia sunt din municipiul Târgu Jiu sau din județul Gorj. Deci iată cum noi nu putem să semnăm protocol, că nu vrea domnul Băleț cu clubul Pandurii, da, ca să reușim să sprijinim. Dar de ce nu vrea domnul Băleț? Nu vrea, pur și simplu nu vrea. Că nu vrea. Păi dar stați puțin, că de ce nu inițiați voi în comitetul director? Păi urmează să dezvoltăm toate ramurile de sport. Păi de ce n-ați făcut-o până acum? Am făcut-o și până acum, numai că s-au opus. Unde, domnule? Domnul Bănescu, domnul Romanescu. Cum s-au opus? Păi sunteți 4 la 1. În permanență s-au opus. Sunteți 4 la 1. Cum adică s-a ținut omul ăla la 4 inși? Înseamnă că e bun. Până acum. Deci e bun. Am modificat. Ați fost 4 acolo care puteați să-l faceți în orice fel. Domnul Berca. Da, domnul Lădaru. Noi nu puteam să convocăm până când am modificat în ședința trecută a Consiliului Local. De ce nu v-ați prins mai devreme? Regulamentul. Nu puteam să convocăm ședința de comitet director. De ce nu v-ați prins mai devreme? Am modificat regulamentul și urmează să convocăm noi ședința de comitet director. Și acum să faceți ordine, nu? Ordinea de zi. O să faceți ordine. O să facem ordine acolo, sigur că s-a da. Urmează. Nu se alege niciun praf. Hotărâți-vă, ori e bine că ne impunem punctul de vedere, ori nu este bine că ne impunem punctul de vedere. Nu se alege niciun praf. Ideea este că obiectivul este pentru cenușe. Toți copiii. Ce va se alege? Pentru toți copiii din municipiul Târgu Jiu și nu pentru aspirațiile unora sau altora de preamărire. Deci, dumneavoastră vreți să facem Târgu Jiu un oraș sportiv. Deci, unde vedem un copil, ăla să facă sport. Vreau banii, dacă unde se este poate, o dacă bucată se, de dacă pământ, se poate, da. Acolo să se întâmple ceva. Dar cel puțin copilul să poată, da. Nu, pentru că stadion frumos avem. De acord banii cu dumneavoastră, că există. Bineînțeles. Un copil ca să facă sport, trebuie să-i spună cineva ce există. Să facă. Da. Deci toate lucrurile astea trebuie făcute și ele într-o anumită ordine, cu cap, cu dosul, știți? Trebuie făcute cu cap. Cu cap. Adică să găsești oamenii care, cum, ce-a zis, păi uite, se ceartă oamenii, știi? Păi nu, uitați-vă la el. Dar de ce n-ați reușit să-i împăcați? Nu putem, da, e ceva organic, sau gata, s-a rupt, e terminată. Ideea este în felul următor, că la fel cum a fost numit în funcție fraudulos domnul Bălăieț, la fel s-apucă să ia decizii să cheltuiască banii. N-a cerut niciodată aprobarea comitetului director. Face de capul domniei sale tot. Semnează tot. Eu sunt curios când va veni un control al Curții de Conturi, că trebuie să așteptăm. De ce nu-l chem? La sesizare. Păi chemul. O să-l chemăm. Păi și chemul. O să vedem ce va spune Curtea de Conturi. Și cu sponsorizările, și dar cu... Dar lasă, și așteaptă cu. Să... Nu presupun acum. Lasă păi să nu, spună. Așteptăm să spună, da. Cum păi a spus da. Și instanța. Da. Am așteptat să spună și instanța. Corect, așteptăm n-ați așteptat, de... că v-ați apucat mai devreme. Pe de altă parte, dumneavoastră politicienii aveți acest obicei să vă antepronunțați pe diverse... Ba da. Eu nu. Dumneavoastră nu. Eu nu. Dumneavoastră nu. Dar sunt. Treaba lor. Nu vă interesează. Nu mă interesează. Chiar de la dumneavoastră din partid. Chiar de la dumneavoastră din partid. N-au decât. E treaba lor, fiecare... Cum rezolvați această situație? Această situație... Tensionată. E... Și care nu face cinste nimănui, să știți. E clar că este o chestie politică, în sensul în care
Edi Lădaru acum nu vorbește de Bălăiți, vorbește de Romanescu, da? Nu se are adresabilitate pe Bălăiți. Folosește chestia asta ca să-l critique pe Romanescu, nu pe Bălăiți. Ei n-au treabă cu Bălăiți. Dacă... Avem. N-ai treabă de mine. Că dacă Berșa, copiii noștri nu pot să facă sport în municipiu, trebuie să pe banii municipiului. Romanescu? Nu-l critique pe domnul că sunt în campanie electorală, domnul. Nu, este fals ceea ce spune domnul Berșa. Campanie electorală. Da, și pentru domnul Daru, care este vrea să candideze la primărie, este și pentru Adi Povosta, cum cheamă, Adi Tudor, care vrea să candideze la primărie. Dar nu are nicio legătură una cu alta. Are foarte ideea multă legătură. Ideea e că sportul nu are ce căuta în politică. Deci dumneavoastră sunteți dar în campanie și acum găsiți subiecte, nu, sunteți la vânătoare de subiecte și ați găsit subiectul Bălăiți, CSM, antrenori. Au băgat politica în sport, asta este mare problemă. Și noi vrem să o scoateți. Exact. Cu ce? Și noi vrem să scoatem politica din sport. Cu târnăcopul. Și vrem, și cu târnăcopul vrem să o deciziile pe care le deci luăm. Deci pe cuvântul ideea meu. Ideea este în felul următor. Barda. Ca toți copiii cu să aibă barda, posibilitatea gata, să facă tot sport, și după aia plantez flori. Să facă sport gratuit în municipiul Târgu Jiu. De acord. Bun. Se mai plantează panseluțe. Stimată se doamnă, plantează. Aceeași expertul sportiv cu antrenorul de la handbal a avut un ONG, o organizație non-profit, de pe urma căruia își câștigau pâinea ei și antrenau copiii la handbal. Ei bine, aveau un buget anual nu mai mare de 300 de milioane lei vechi pe lună. Iar acum, la clubul sportiv municipal, și antrenau vreo 50 de copii, ceva de genul. Aveau vreo 50 de copii acolo. Și aveau un buget de aproximativ 300 de milioane de lei pe lună. Același club, când au venit la clubul sportiv municipal, cheltuiesc pentru două secții de handbal și de basket 11 miliarde. Să împărțim la doi. Să spunem că 5 miliarde jumate handbalul, 5 miliarde jumate basketul. Deci nu se poate ca atunci când ești în privat să precupețești fiecare leu. Deci, repet, dacă ar fi fost 5-600 de copii, bă, s-au cheltuit 11 miliarde. Ai pe ce să spui că s-au cheltuit 11 miliarde. Dar cu același număr de copii, sau să spunem cu dublul numărului de copii, tu de la 300 de milioane să nu crești la 600 de milioane la clubul sportiv municipal, tu să crești la 5 miliarde jumătate. Ori nu se poate să spui că, da, domne, este în regulă, este cu trebuie. De ce când ești în privat, da, am discutat de mai multe ori cu ei și le-am spus în felul următor, nu mai transfera jucători, au transferat două ucraineni la handbal. Și le-am spus... Românce. Păi erau ucraineni că n-au Românce. Viză. Românce. Aveau cetățenie. Păi nu aveau, că n-au viză. Dublă cetățenie. Păi care dublă, că n-aveau viză? Nu știu, n-avea. Păi nu aveau viză, domne, vă spun eu. Dar au transferat, au transferat două ucrainiențe. Am văzut cum după care, nu știu, din partidă, sunt după din care, dumneavoastră. După care nu aveau viză. Cum? Au transferat la basket. Au transferat la basket un cetățean sârb, care după aceea s-a accidentat și le-am spus, mă, dar voi ce faceți? Că cu ucrainiencele nu vă ieși că n-au viză. Cu sârbul nu vă ieși că se accidentă. Cu celălalt nu vă ieși că este bun, tot la basket. Și face, păi acum ne mai înșelăm și noi. Nu putem, asta tu nu te-ai înșelat niciodată. Mi-a spus domnul Bălăiți, sigur că da. Ne mai înșelăm și noi, că nu poți să le nimeri de fiecare dată. Păi ce facem, jucăm păcănele pe banii municipiului Târgu Jiu? Adică jucăm la ghici, asta are, asta n-are. Ce facem aici? Suntem la alba, neagra? Adică asta vreau să spun, atunci când ești în privat, precupețești fiecare leu și te limitezi la un buget minimal de 300 de milioane lei vechi, când ajungi la stat, arunci ca maneliștii fără număr, fără număr. Bine, maneliștii primesc fără număr, fără număr, tu arunci fără număr, fără număr. Păi, și nu se poate așa ceva. Care nu se poate așa ceva. Știți care e soluția? Deci acești patru colegi din Consiliul Local să demisioneze mâine și să alegem alt Consiliu, Comitet Director, bine intenționat. Așa. Pentru că e foarte clar. Dacă... Dar de ce să nu demisioneze domnul Bălăiesc, care a fost instalat fraudulos acolo? Domnul, știți? Păi a spus și instanța. Încă nu. Păi urmează să spună definitiv. Tăi, păi vezi că anticipezi? Păi da, dar instanța de fond deja a spus. Da, anticipezi. Da, a spus instanța de recurs poate să invalideze? Nu poate. Nu. De unde știți noastră? Pentru că probele sunt... Iar cum făcea acum cineva care spunea că a auzit în instanța? Așa ați auzit noastră? Probele sunt indubitabile. Așa ați auzit și noastră că instanța de recurs va face nu știu ce? Probele sunt indubitabile, stați liniștit. Da? Probele sunt indubitabile. Domnul Bălăiți nici măcar n-a avut proiect de management. E posibil, nu știu, eu nu contest asta o decizie a instanței, doamne ferește. Nu știu, dacă nu mai este domnul Bălăiți. Dar eu vreau să spun așa. Și va veni altcineva. Să vină alt comitet director, dacă va fi demis sau, na, acel concurs se va pleca Bălăiți, să vină alt director și atunci se va întâmpla la fel. Dar să fie oameni bine intenționați. Sunt bine intenționați. Nu vedeți ce interesează? Da, banii, 11 miliarde.
Da. Păi nu vedeți cum cu păi cât patos vorbesc de bani? Păi așa este sau... Păi, deci eu, păi nu știu, n-au fost atrași copiii cu banii aceștia, puteai vrea să cred că te-au interesat, te-a interesat numai banii, că numai de bani vorbiți. Bun, dar păi acum domnul, deci domnul Berca, nu mai de bani. Păi nu știu păi ce să zic. Berca, 11 deci miliarde la 160 de copii? Vroiați patru ei să faceți parte din ei, măi? Sau folosiți. Măi, vroia să tăiați acolo halcă domnul pentru Berca, voi? Domnul Berca, suntem nebuni la cap. Păi nu, dar nu mai de bani. Bani. Păi domnul Berca, eu păi vreau să... Păi domnul ăla v-a prezentat o situație economică, ai bilanțul, ai tot, vezi cum s-au cheltuit. Da? De asta spun. Ești în comitetul director, ești dita mai membru în comitetul director. Ce vi s-a prezentat? Extraordinar. S-au folosit majoritatea banilor. Asta e clar. S-au folosit majoritatea banilor pentru echipele de seniori, pentru organizarea competițiilor pentru echipele de seniori. Deci nu pentru copiii și tinerii din municipiul Târgu Jiu. Ce părere are? Asta este ideea. Dacă se foloseau pentru ei, n-aveam nimic. Dar s-au folosit pentru echipele de seniori. Hai să o luăm de la început. Deci când s-a înființat clubul și cele două secții, oamenii ăștia au făcut tot selecții. Bun. Și au venit zeci, sute de copii. Păi noi am spus să nu facă selecție. Dar de ce să noi nu facă? Noi am spus să se ocupe de toți copiii, au respins copiii, domnul Berca. Domnule, nu mai suntem copiii la Dacia, dar domnule. Ba, vedeți, doamnă, de singurul, deci copiii au fost să vină să practice sport, dar domnii de acolo, antrenori, de împreună cu directorii, i-au respins. Domnul, știți cum asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat. Eu n-am văzut un CSM în România care să aibă, să zic așa, trei antrenori și să se ocupe de 3.000 de copii. Eu n-am văzut. Păi, dar să avem 10 antrenori. Păi stai, 10 atunci nu trebuie să fie mai nu 11 miliarde, acești... trebuie 100 de nu miliarde. Nu este adevărat, nu trebuie 100 de miliarde. Este nu fals ceea ce spune domnul Berca. Dacă cei 11 miliarde se foloseau pentru copii și pentru antrenorii care antrenau copiii și care atrăgeau și care atrăgeau copiii și care atrăgeau copiii, nu trebuie 100 de miliarde. Îți trebuie 100 de miliarde când ai echipe de seniori. Au probleme cu directorul, au probleme cu cheltuirea banului în condițiile în care ei supervizează. Locuitorii municipiului Târgu Jiu. Nu știu, deci probabil că problema cei 4 este... din comitetul director trebuie puși antrenori. Nu. Îi numim antrenori. Nu. E și asta o soluție. Nu, domnul Berca. Dintre ei patru să se aleagă un director de club. Nu, domnul Berca. Ba da? Nu. Păi numai voi faceți. Cum păi să ce vă să spun? Facem, numai că voi nu aveți dreptate. Nimic. Ăla nu are dreptate, Ilieș nu are dreptate, nu mai știu care. Păi toți sunt niște, cum să domnul spun? Domnul Berca. Cum l-ai spus? Cum l-ai spus pe Facebook? Domnul Berca. Ce-o zici? Domnul Berca. Domnule, ascultați-mă. Păi dacă spun, asta e clar, asta e concluzia. Deci noastră aveți dreptate. Și când e vorba de bani, și când e vorba de directorul clubului, și când e vorba de copii, domnul Berca, și când e vorba de adresabilitatea clubului sportiv municipal trebuie să se vedere, se pot îndrepta lucrurile. Da, cum vedeți dumneavoastră o ieșire din această situație de criză? Păi ieșirea este în felul următor. Adresabilitatea clubului sportiv municipal normal trebuie să fie către toți copiii din municipiul Târgu Jiu. Nu să se facă preselecții să dai afară copiii. A, că nu intră în echipele care joacă, în echipele etalon care joacă, sunt de acord să faci o selecție, că trebuie să faci o selecție și să mergi cu copiii. Deci trebuie să faci selecție. Dar nu să-i dai afară din clubul sportiv municipal, să-i primești pe toți și să-i antrenezi. Stai puțin. Eu asta ascultă-mă. Spun. Stai. Nu poți să faci grupe, stai. Faci 10 grupe deci de copii și juniori. Câți copii sunt acum acolo, domnul Lădaru? 100 la handbal și vreo 50 la basket. Deci? Nici nu știu, cred că sunt 50 la basket. Și dumneavoastră spuneți că toate aceste 11 miliarde? Nu au fost folosiți pentru ei. Dar... Au fost folosiți pentru cele două echipe de seniori. Asta este deci, marea problemă. Marea parte. Antrenează? La sala sporturilor. Așa. Copiii ăia consumă apă, consumă curent, au tricouri, au echipament da. Sportiv, au mingi. Da. Ăla marea cu parte, ce s-au luat? Marea, cu bani de aici, dar da, cu bani de aici. Deci au. Dar marea parte... A contribuit bugetul ăla la ei. Păi altfel nu se putea. Aha. Dar mare, bun, dar mare parte din bugetul ăsta de 11 care mare parte? Cât așa dând după perspectiva păi matală? Păi vă spun eu, mai mult de... 2 miliarde n-au fost cheltuiți cu tot, cu materiale, cu tricouri bun, și cu toate copii cele scutere. Ăștia, 150 s-au dus la competiții. Nu toți, dar da, au fost la junior. Da. S-au dus. Da. Cu ce s-au dus? Păi v-am spus, cu banii aia care s-au cheltuit. Cu ce s-au dus? Cu bani, din bugetul. Păi, cei 2 miliarde din 11 și au mai rămas cele... Nu, stai puțin, că aia discutam de echipament, de căldură, de întreținere, de apă și așa mai departe. Domnule, eu v-am spus toți banii care s-au cheltuit pentru ei. Acum ajungem la capitolul transport. Aia, păi dar stai că nu luați dumneavoastră unde ajungeți la capitolul transport. Păi unde atunci, bun, dacă din 11 miliarde s-au cheltuit doar 2, 9 miliarde unde-s, domnule, doar? Păi întrebați-l pe calitate de, nu întrebați-l că sunteți în comitetul director. La echipele de seniori, vă spun eu. Sunteți în comitetul director. La echipele de seniori. Da, aveți scris? Ați făcut o anchetă, ați constatat în data de banii aia sau acolo. Sunteți incredibili. Păi, dumne, dăm ceva să mă te cred, păi, că nu te cred. Bine,
o să vă prezint în Consiliul Local și o să vedeți. Păi, era bine situația. Să fie și în seara asta. Uite, ne certăm, o supărăm pe doamna Zonzon, supărăm și cu telespectatorii, că ne facem de râs aici ca niște oameni politici suntem. Îi luați partea domnului Băleieț așa, doar de dragul de a-i lua, pentru că a intrat într-un joc politic. Și noastră nu. Eu nu? Nu. Asta este principial. Da, eu obiectiv sunt principial. Și principial. Eu sunt principial, da. Suntem în precampanie electorală. Da, domnul. Întotdeauna spiritele se încing. Absolut. Că nu sunteți la prima campanie electorală, nici dumneavoastră, nici domnul Lădaru. Dar eu mi-aș dori să aflu de la dumneavoastră ce putem face de acum înainte, ca lucrurile să intre în normal, să ne certăm mai puțin și să facem mai mult. Eu am dat trei soluții. Să înființăm. Să înființăm mai multe ramuri de sport, și voleiul, și atletismul, și boxul, da, să semnăm parteneriat cu Clubul Pandurii, și luptele, și tenisul de masă, astfel încât adresabilitatea către copiii noștri să crească. Și copiii noștri să beneficieze de pe urma Clubului Sportiv Municipal. Nu a fost făcut pentru antrenori, nu a fost făcut pentru directori, nu a fost făcut pentru consilierii locali. Clubul Sportiv Municipal a fost făcut pentru copiii noștri. Să practice sport și să-și aleagă o ramură de sport. Că e orice ramură doresc ei. Dar nu pot să am doar două secții și să spun că mai fac și preselecțiile la secțiile respective, că nu vreau să mai angajez antrenori. Că nu-mi convine mie și vreau să angajez doar antrenorii care vreau eu. Sunt suficienți antrenorii municipiului Târgu Jiu care să antreneze la Clubul Sportiv Municipal. Iar banii putem să dăm și 2 milioane de euro din bugetul local, dar să-i dăm pentru copiii noștri. Nu pentru a se preamări un antrenor sau alt antrenor. Repet, Clubul Sportiv Municipal este pentru copiii noștri. Și atâta timp cât vor înțelege și domnul director și restul de acolo din angajații Clubului Sportiv Municipal, o să fie în regulă. Cât nu, vor avea o problemă, cel puțin cu mine. Pentru că eu sunt reprezentantul tuturor copiilor din municipiul Târgu Jiu, nu sunt reprezentantul unuia sau altuia antrenor. Lucrurile sunt simple. Extraordinar. Domnul Berca, puteți să bagatelizați cât vreți dumneavoastră. Nu bagatelizați, domnule, te apreciez. Este pentru copiii noștri. Te apreciez. Deci, pe cuvânt, că chiar a fost un discurs de un politic. Da. Da, nu este normal, nu este normal ce a spus domnul Lădaru, din punctul nostru de vedere. Bun. Că atunci când vorbim de un municipiu, să avem să adresabilitate mare. Într-o experiență de câteva zeci de ani, de exemplu, am lucrat foarte mult cu, am susținut și știu cum se, la Direcția de Tineret și Sport, la Direcția de Tineret, pe urmă Direcția de Sport, am lucrat cu actualul președinte al Clubului Panduri, adică i-am ajutat, i-am sprijinit cum am putut și știu. Aceste secții, da, care sunt și de care povestește domnul Lădaru de față, atletism, lupte, da, sunt de 40-50 de ani. Înțelegeți noastră. Nu toate au început în același moment. Da? Deci dacă să zicem că am avut box de acum 50 de ani, 40-50 de ani, că am avut inclusiv campioni sau vicecampioni olimpici de aici, plecați, bine. Așa, atletismul a venit mai târziu. Ce ai zis? Radiogoniometria a venit mai târziu. Unde avem iar campion național. Deci toate lucrurile astea au fost în timp. Discursul ăsta că hai să le facem pe toate acum nu ține. Că nu se poate. Da? Deci, ce zice domnul Lădaru? Sunt deci, două structuri de drept public. Timpul prea scurt. Ce? Nu, se poate. Pentru că faci parteneriat, faci protocol de colaborare. Nu faci protocol, că nu amesteci două lucruri. Oamenii e acolo cel mult poți să faci ce am făcut și eu la un moment dat, să-i ajuți. Faci protocolul de colaborare cu Clubul Pandurii. Așa cum s-a făcut cu CSS. Și așa cum s-a făcut cu LPS. Bun, dacă... Faci protocolul de colaborare cu Clubul Pandurii. Model, dacă ai o strategie, nu doar un discurs, nu ai decât să-l aplici. Okay. Te rog. Deci chiar, na, n-am nimic împotrivă. Eu, probabil nimeni nu o să aibă nimic împotrivă, să dați drumul la treaba asta. Asta este. Dar nu vreau, ascultați-mă, doamnă. Da, în momentul de față, oamenii ăștia care au venit acolo au mers pe o cale oarecum bătătorită, da? Aveam experiență și oameni buni la basket și la handball. Corect? Am avut club,
de elită și la basket și la handbal. Da? Am avut rezultate în competițiile europene și colo și colo. Da? Era foarte logic și a avut și acordul nostru la Consiliul Local ca lucrurile să meargă în partea aia. Pentru că aveam exemple, aveam antrenori, aveam specialiști. Era logic lucrul ăsta. Anul viitor, Bălăieț sau cine o fi, va face volei. Unde nu știu să fie avut o experiență foarte, da? Dacă zice Edi Lădaru și dacă mai fi prin Consiliul Local și va propune un parteneriat cu Clubul Pandurii, da? Nu am nimic împotrivă să se ocupe și să-l facă. Dar lucrul ăsta să fac... Poate la anul domnul Lădaru ajunge primar. Maybe. It's possible. Because it's young. Anul ăsta. No? Anul ăsta. E tânăr. Are toată viața înainte. Dar eu am trecut, gata, s-a, cu mine s-a... Nu vă mai place politică. Ba-mi place, dar una care să fie sănătoasă la cap, doamnă, nu așa, să ne cerți, asta ce facem noi aici nu-i politică, doamnă. Nu-i politică, ăsta-i bordel. Înțelegeți noastră? Ăsta-i bordel. Așa, fiecare deci, cum îl înțelege. Astea sunt lucrurile importante după mine. Să fie o strategie, să fie o viziune, să avem cu ce, să avem cu cine... Să ne ducem, nu să așteptăm noi la stadion sau la sala sporturilor să vină copiii, ne ducem noi la școli, ne ducem corect, la bloc. Corect. Da, eu am făcut lucrul ăsta. Corect. Păi am făcut selecție. Păi asta vreau și la Clubul Sportiv. Păi fă o mâncați aș gura, lasă vorba, păi fă, vino și spune, uite, am găsit 7 copii, bun la volei. Fac eu cu mușchiul meu o echipă de volei. Fă lucrul ăsta. Și te susțin, jur, și în fața lui Romanescu, în fața cui vrei. Dar fă lucrul ăsta. Deci noastră vreți să vină domnul păi, Lădaru cu... Păi, dar nu vedeți că el are tot felul de idei, doamnă, copii, idei nu? Bune, doamnă. Doamnă, o să și vin până la urmă, bune. Pentru că dacă cei angajați la Clubul Sportiv Municipal pe bani mulți nu fac lucrul ăsta, o să fac eu lucrul păi, ăsta, că asta este. N-ai ce să faci până la urmă. Uite că ajunsă la o concluzie, vedeți? Ce bună fu emisiunea asta, că se dumiri și Edi Lădaru ce are de făcut. Știam ce am. Ați văzut domnul Lădaru și aveți da. Și susținerea PNL. Am văzut. A mea, nu a PNL, eu discut de numai propriu. Un vot îl aveți. Da, sigur. Sunt convins că o să am votul deci și celorlalți colegi. Ce trebuie să înțeleagă telespectatorii acum la finalul emisiunii? Ce vor? Pe ce le băgăm noi în capul de astea la zi, domnul Lădaru, ce vrei să înțeleagă telespectatorii? Nu, este vorba ca telespectatorii să înțeleagă că... Uneori politicienii sunt blocați în bunele lor intenții de funcționarii angajați în instituțiile publice. În condițiile în care funcționarii de fapt confiscă, cum s-a întâmplat în cazul de față Clubul Sportiv Municipal sau alte instituții, în care numai ei știu, fac numai cum vor ei pentru că numai ei știu că ei sunt, de asta sunt acolo, de asta s-au angajat acolo, de ca și cum n-am ști cum se angajează pe acolo, să înțeleagă că politicienii de cele mai multe ori sunt blocați în bunele lor intenții de astfel de funcționari, care confiscă instituțiile publice crezând că sunt ale lor. Iar lipsa de viziune din administrația publică locală și din administrația publică centrală este dată tocmai de acești funcționari care blochează în permanență oameni politici cu viziune. Oameni politici pentru că în momentul în care noi spunem ca politic, ca și Consiliul Local, Clubul Sportiv Municipal trebuie să se adreseze tuturor copiilor din municipiul Târgu Jiu, așa trebuie să se întâmple. Eu nu trebuie să am un director am care să spună nu, domne, să nu se adreseze Clubul Sportiv. Vă mulțumesc mult de tot. Vom mai reveni în această formulă pentru că, iată... Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc frumos. Ne revedem săptămâna viitoare, pe curând.